Peste 20.000 de angajați din finanțe au oprit lucrul în această dimineață și au închis ghișeele. Oamenii sunt nemulțumiți de proiectul legii salarizării, care, dacă va fi aprobat, va scădea de la 1 ianuarie 2018 veniturile celor care lucrează la fisc. În semn de solidaritate, vameșii și-au arătat nemulțumirea față de proiectul legislativ prin exces de zel. Greva spontană le-a dat mari bătăi de cap celor care aveau de făcut plăți la stat. Peste 200 de funcționari publici din Vaslui au pus lacătul pe ușile birourilor și au ieșit în holul principal al instituției, în semn de protest față de legea salarizării unice. Aceștia spun că nu vor tolera scăderile salariale începând de la 1 ianuarie 2018. E făcută legea fără ca noi să avem un drept corect asupra activității desfășurate. Mai mult, prin această lege a salarizării, ni se diminuează salariile, ținând cont că la alții se majorează cu 25%. Întreaga activitate a fost paralizată. Zeci de oameni care au venit să-și achite datoriile către stat au fost nevoiți să facă drum întors, pentru că niciun ghișeu nu era deschis. Ce faceți? Să faceți să ca proști. Ca deștepți nu sunt. Dacă eu știu că au grevă astăzi, de ce nu am spus la oameni și de ce vreau să vină oamenii de la țară să plătească autobuz? Au prea mulți bani în Vaslui? Am venit de joi, a zis să vin astăzi la ora 10. De niște bani care îi cheltuim la 30 și ceva de kilometri care venim aici și acasă, pentru un amărât de ajutor social. Atâta este la noi. Când dă alocația, eu iau alocația la copii care să vin să plătesc drumul, în loc să dau la copil ceva să mănânce. Noi ne-am sculat la ora 5, suntem la Bogdana, vin cu alea așa și... Da, am fost și joi. De unde, domnule, să mai luăm și noiața bani? Noi nu avem cu și vinit. Și în Galați, activitatea la finanțe a fost paralizată, după ce zeci de angajați au intrat spontan în grevă și au închis majoritatea ghișeelor. Grilele care nu sunt așa cum ne-au fost promise, scad salariile pe funcții de conducere și pe funcții de execuție. Nu pe toate, dar pe o parte. Vrem să fim auziți. S-a mers la București și atât ministrul cât și președintele ANAF și-au căutat de treabă, nu vor să stea de vorbă cu noi și atunci dacă noi am vrut să vorbim cu ei și ne-au refuzat, poate ne cheamă dânsii. De suferit au avut și în acest caz gălățenii, care au constatat cu stupoare, la prima ora dimineții, că toate ghișeele sunt închise. Stăm ca viței la poartă nouă. De ore bune. De la 8 jumate, doamnă, adică n-am făcut și la fel. Păi acum să fac 3 ore. Cine știe, dacă nici nu se poate vorbi cu dumnealor, nici nimic. În București, protestatarii au luat parte la un marș până în fața Ministerului de Finanțe. De exemplu, noi suntem colectorii țării și noi suntem o platformă de bugetari care nu primim sporuri, nu primim tichete de masă, nu primim tichete de vacanță și crește salariul. Cum să-ți diminueze salariul și tu să fii de acord? Pentru care motiv? Nu se poate așa ceva. Plus, cum zice, dotările. Sunt lasă de dorii dotările tehnice. Am avut acea discuții cu liderii de sindicat. Le-am ascultat revendicările. Am depus la guvern propunerile de modificare a legii, în sensul eliminării discrepanțelor și al menținerii sporului de 15%. În mod onest și deschis, suntem în dialog cu aceștia. Le solicit și pe această cale să își rea lucrul și asigur că în calitatea mea de președinte voi face demersurile necesare pentru ca nemulțumirile lor să fie auzite și să găsim soluții în vederea bunei funcționări a activității instituției. Este mesajul transmis de președintele ANAF pentru angajații aflați în grevă. Liderul de sindicat, Vasile Marica, a mers astăzi la discuții cu reprezentanții Ministerului de Finanțe. După câteva zeci de minute, s-a întors și le-a spus celor care protestau că discuțiile vor fi reluate miercuri. Cred că este foarte clar pentru toată lumea că avem un sistem bine pregătit de oameni care știu cu ce să mănâncă legea salarizării, știu să-și calculeze salariul și la ora actuală acest protest spontan a făcut să priceapă și Ministerul Finanțelor, probabil că și în Parlament se va auzi acest ecou, că scad salariile. Cred că niciun parlamentar, cred că nici Ministrul Finanțelor, nici Ministrul Muncii nu pot fi de acord cu scăderea salariilor. Și vameșii s-au solidarizat cu colegii lor din finanțe și au declanșat o acțiune de protest sub forma excesului de zel. Mai exact, toate mașinile care tranzitează frontierele țării vor fi controlate amănunțit, ceea ce înseamnă că timpii de așteptare în vamă vor crește extrem de mult.